Bună ziua, numele meu este Andrei Cutic, sunt de la firma Rumsim Data, partener cu compania RSD din Republica Moldova. Astăzi vom vorbi despre produsul MailStore. MailStore este o soluție de arhivare pentru sisteme de poștă electronică, în general dedicate întreprinderilor mici și mijlocii, dar nu numai acest produs este extrem de simplu de instalat, de uh, configurat, de asigurat mentenanța pentru el. Uh, recomandarea mea este, dacă doriți să folosiți pentru uzul dumneavoastră intern, este să descărcați un trial uh, care este disponibil pe site. Trebuie doar să completați uh, datele uh, companiei dumneavoastră, țara, nume, prenume și un, o adresă de mail de companie pentru a vă trimite uh, acel serial number pentru uh, activarea produsului. Uh, se poate descărca, uh, este foarte simplu. Ca și uh, cerință de sistem, soluția se instalează numai pe sisteme de tip Microsoft Windows, uh, plecând de la Windows 7 și terminând cu Windows Server 2019. Soluția are două componente: componenta de server și componenta de client. Componenta de server va fi localizată pe mașina pe care ați făcut dumneavoastră instalarea. Componenta de client va fi localizată pe mașinile. Pe care se dorește a se arhiva poșta electronică și userii care folosesc acest sistem de arhivare a poștei electronice. O să vorbim prima dată de componenta de server. Instalarea este extrem de simplă, nu implică foarte multe cunoștințe de IT, este efectiv straightforward. Next, 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 finish Atenție mare, trebuie doar să vă alegeți sistemul de poștă electronică Care îl aveți la dumneavoastră în organizație La MailStore Service Server Service Configuration Puteți să, practic, să restartați serviciul, să stopați serviciul La Master Database e instalare făcută trial este o bază de date scrisă direct pe hard disk, bază de date proprietară a celor de la Mailstore, dar o să vă arăt pe parcursul prezentării că puteți folosi și alte tipuri de baze de date. Aici se poate schimba baza de date în sensul schimbării directorului respectiv sau a partiției. Partea de auditare, aveți două posibilități: auditare de tip integrat în soluție sau Windows Event Log. Deci, aș folosi Windows Event Log pentru a putea colecta logurile la un sistem centralizat de loguri. De asemenea, aveți posibilitatea de a activa Volume Shadow Copy Service pentru a putea face backup. Cu un software de backup dedicat uh, pentru a nu altera consistența uh, bazei de date. Partea de network settings, aici avem uh, toate componentele de rețea, inclusiv certificatul uh, pentru comunicarea uh, de tip TLS criptată. De asemenea, uh, partea de security and encryption, uh, aici, ca să uh, activezi toate butoanele gri trebuie să opresc serviciul, nu o să fac pentru că nu avem timp, dar putem să vedem că putem să restaurăm acel admin user, dacă, de exemplu, s-a uitat parola sau a fost șters acel admin user, care este adminul platformei, de asemenea să reinițializez criptarea arhivelor, de asemenea să setez un recovery key Recovery key în cazul meu este chiar product key meu da? Network share, dacă este cazul să adaug un network share, de exemplu, în care să depun e mail care doresc să le, de exemplu, să le export din, din soluție. De asemenea, am partea de event viewer. Evident, nu este populată pentru că nu, este un sistem care este în producție. De asemenea, avem debug log în care trebuie să activez debug log ca să pot să văd anumite loguri de debug Asta ar fi pentru partea de MailStore Server Service Configuration Acum, pentru client, în momentul instalării o să găsiți clientul de mail store pentru utilizatorul final, pentru a putea să beneficia de toate capabilitățile sistemului de arhivare Aveți aici clienții în extensie de tip MSI pentru Mail Store Client și Mail Store Outlook add-on Astea trebuie instalate ori prin unelte de Active Directory ori prin, cum ar fi, de exemplu, SSCMU, sau prin aplicații terțe care fac endpoint management și poate să împingă la distanță tot ce înseamnă aplicații sau produse. Deci, asta, acest client trebuie instalat la nivelul, de exemplu, a stației de lucru. Acum, la nivel de Client. Asta, acesta este interfața. Este, va genera o iconiță uh, pe desktop. Uh, acesta se va numi chiar Melstor Server Client. Uh, și aici este exact, uh, practic, uh, userul admin care are acces uh, full în toată platforma. Uh, aici vedem uh, o arhivă făcută uh, pentru în mine, în care am mail-urile, userul admin poate să vadă toată arhiva a toți utilizatorilor. Utilizatorii pot să-i definesc ca fiind user normal și atunci o să vă arăt. Acei utilizatori nu o să poată să vadă în arhivă e-mail-urilor celorlalți utilizatori. Da? Partea de search e-mail. asta le vom vedea și la nivelul un utilizator simplu. Vedeți că pot să caut, de exemplu, după un anumit cuvânt cheie, de exemplu, GFI care să se uite în subiect, în body, în atașamente, etc. Unde să se uite în ce folder în admin, dacă am subfoldere, dacă am anumite atașamente, etc și pot să dau aici un search și mi-a găsit anumite e mail -uri. Archive e-mail, aici pot să creez profile pentru anumiți utilizatori. Da? Și aici pot să mă selectez tipurile de server de e-mail. După când vedeți, aici aveți o întreagă pleiadă de, de server de e-mail. Eu folosesc acest IMAP POP3, pentru că asta am în organizație De asemenea, aveți o pleadă de clienți de e-mail Sau fișiere pentru mesaje Am posibilitatea să export De asemenea, trebuie să-mi creez profiluri pentru partea de export Asta o să vi-l arăt din partea de client Partea de tooluri administrative, avem partea de useri în care vedeți pe admin și pe Andrei, adminul este administrator. Pot să creez unul nou, de exemplu, test. Și după cum vedeți, puteți să vă alegeți sistemul de, de autentificare, integrat în Mailstore sau din contră Directory Services. Acolo poate să fie Active Directory sau un LDAP da? Uh, și ce privilegii pot să avem pentru uh, partea de uh, mail store? Și aici pot să le dau să uh, șteargă e mail să exporte, să arhiveze Și ce pot să fac? Am limitit sau în funcție de anumite profile pot să îmi selectez uh, 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 anumite uh, Capabilități pentru partea de privilegii. Da? Uh, ok, și aveți inclusiv proprietățile acestui user test care se pot schimba dacă doriți să schimbați anumite, de exemplu, privilegii sau dacă se integrează, de exemplu, cu Active Directory, etc. Aici este toată partea de integrare cu Active Directory. Vedeți că sunt mai multe tipuri de directory services, da? Aveți de unde să alegeți. Aici trebuie să completați cu partea de server, de Active Directory, server, name, protocol, etc. etc. Dacă e cazul de sincronizare cu baza de date Exchange, metoda de autentificare, username format, da? Și practic test, settings și sincronizarea cu Active Directory. Privilegiile, și aici aveți privilegiile pe care le au userii. Vedeți că nu am decât read and write pe baza de date pe arhivă. Aici sunt arhivele. Vedeți că este fiecare user, este în afară de admin care are acces peste tot. Restul sunt acces numai strict pe arhiva lui. Partea de compliance, aici puteți să dați acces, de exemplu, la arhive și să dați unblock pentru anumite, anumiți useri. Aici, de ce aș face chestia asta? Pentru că există posibilitatea ca de exemplu, un consilier juridic de la departamentul de legal, de juridic, să fie nevoit să urmărească niște e mail din arhivă și să le blocheze în a nu fi șterse niciodată, deoarece conțin date senzitive care pot fi folosite, de exemplu, într-un proces civil sau penal. Da? Și atunci, practic, ele sunt probe acele mesaje și să nu poate fi șterse. De asemenea, politica de retenție nu este creată. Se poate crea cât să țină, câte zile, câte săptămâni, câte luni, câți ani. Apropo de politica de retenție, aici aveți Enable Legal Hold. Care orice e-mail nu mai poate fi șters, practic tot ce e în arhivă va rămâne blocat. Partea de auditor, trebuie să creezi un user de auditor care ce va face? Va audita arhiva mea de mesaje. Practic, el, auditorul, are acces peste tot la toate mesajele, este acel consilier juridic. De asemenea, pot să dau password policy enable să specific cât de tare poate să fie parola. Auditarea au logurile de audit, locația spațiului de stocare a arhivelor, iar aici pot să creez și alte spații. În afară de internal, pot să-mi dau un external Microsoft SQL Server Database, sau un external PostgreSQL database sau pot să atașez ceva care l am deja făcut cu mail store-ul, tot un Microsoft SQL sau un PostgreSQL database. De asemenea, avem partea de command prompt și de, de API-uri, joburile, de asemenea, partea de licențiere unde instalez eu licența comercială dacă este cazul Setările de SNMP Sesiunile active, observați că sunt admin și Andrei Producția updates pentru a face update-urile și a ține la zi produsul Acum să vă arăt din perspectiva utilizatorului după cum vedeți, utilizatorul Andrei nu are atâtea feature-uri precum utilizatorul admin. El este un utilizator normal. Ce poate să facă el? Poate să-și facă un search. Da, nu îl nu găsește. Uh, un moment, un moment cred că s-a deconectat userul meu Andrei, uh, login, ok. ar fi trebuit să le văd. Da, mă rog, din anumite motive nu îl văd. Ideea este aici trebuie să văd, de exemplu, la documente, să dau un search, GFI search și am posibilitatea, așa asta vreau să vă arăt, să salvez pur și simplu ce am găsit eu, ce mă interesează mesajul meu, de exemplu acesta, să-l printez, să găsesc anumite informații în e-mail, să văd header-ul, sursa sau să-l șterg. De asemenea, dacă fac clic cu butonul din dreapta, am posibilitatea la acest e-mail să-l salvez, să-l export către sistemul meu de poștă electronică, care îl folosesc în organizație. De asemenea, pot să Schimb tipul mesajului în send, received. De asemenea, să-l mut într-un anumit folder, de exemplu, să-l mut din documente în inbox sau să-l șterg. Asta mai vreau să vă arăt referitor la ce poate să facă utilizatorul cu, cu mesajul. Vă mulțumesc mult și vă doresc o după-amiază plăcută și interesantă la acest eveniment.